Bună ziua și bine v-am găsit! Acestea sunt ingredientele pentru 4 porții. 500 de grame de carne de pui, 200 de grame de cartofi, o roșie, o ceapă, 2 castraveți murați, un ardei iute, 5 căței de usturoi, 200 de grame de varză tocată, 4 lipii, maioneză, ketchup, curry, boia, sare, piper și ulei de floarea soarelui. Tăiem carne de pui cu bulețe, apoi o ungem cu puțin ulei și o condimentăm cu sare, piper, curry și boia. Dacă vreți să fie mai picantă, puteți adăuga și puțină boia iute. Această rețetă se poate realiza cu piept de pui sau cu pulpe de pui, sau dacă preferați chiar și cu un amestec, cu un mix de piept și pulpe. Amestecăm puțin, pentru ca bucățile de carne să fie acoperite de mirodenii pe toate părțile. Între timp vom prăji și cartofii și vom pregăti și mușdeiul. Vom zdrobi cei 5 căței de usturoi. Amestecăm usturoiul cu puțin ulei și cu sare, iar la final vom adăuga și apă. Este un mușdei simplu, clasic, dar fără de care shawarma nu ar mai fi shawarma. Cartofii sunt gata, îi vom scoate pe o farfurie în care am pus prosoape de hârtie pentru a absorbi excesul de ulei. Iar în continuare vom prăji și carnea în uleiul încins. Și iată, este gata. În continuare vom trece la asamblarea shawarmei. Încălzim puțin lipiile în tigaie, cam 30 de secunde, 1 minut, pe ambele părți. Iar din acest punct totul ține de preferințele fiecăruia. Eu o să vă arăt cum am preparat-o eu. Am uns lipia cu puțină maioneză. Am pus pe ea câteva bucăți de carne de pui. Apoi am pus roșii și ceapă. Castraveți murați și câteva bucățele de ardei iute. Am mai pus de asemenea câteva lingurițe de mușdei. Ketchup și în final puțină varză tocată deasupra. Se rulează bine și la bază o puteți strânge cu puțină folie de plastic sau folie de aluminiu ca să nu curgă sosurile în timp ce o mâncați. Și iată, este gata. Dacă preferați și dacă aveți lipii mai mari, puteți pune și cartofii prăjiți în lipie. Eu i-am pus lângă ca garnitură. Vă mulțumesc frumos pentru atenție, iar dacă v-a plăcut rețeta, nu uitați să lăsați un like și să vă abonați la canalul de YouTube. Spor la gătit!